Bună dimineața! Bună dimineața! Pentru ce protestați astăzi? În primul rând pentru neaplicarea statutului personal feroviar. În al doilea rând pentru subfinanțarea căii ferate, care durează de ani de zile, mai precis de peste 30 de ani, pentru condiții de muncă, pentru salarii decente și, în general, pentru bunul mers al căilor ferate. După cum se vede, subfinanțarea căii ferate a dus unde a dus. Vagoane improprii, călătorii se plâng, locomotive învechite de peste 50 de ani, infrastructura are o viteză mică de deplasare datorită investițiilor insuficiente. La ora actuală buget nu avem, suntem în luna septembrie, bugetul companiei nu a fost încă aprobat. În mare, cam astea sunt doleanțele noastre. Și aplicarea statutului personal feroviar, bineînțeles, legea 195/2020. Câți oameni protestează la Constanța din datele Din datele pe care le avem, peste 90% din personalul căilor ferate sunt în grevă. Trenurile sunt oprite de la ora 7 la 9, greva? Da, trenurile sunt oprite de la ora 7 la ora 9. Cât mai protestați? Până la ora 9. După ora 9, trenurile. În zilele următoare veți mai protesta? Bineînțeles, dacă decidenții nu vor lua o hotărâre în favoarea căii ferate și a salariaților căilor ferate. Se poate ajunge la oprirea definitivă a trenurilor? Da, este posibil. Este posibil să ajungem și la o grevă generală. Cu cine am stat de vorbă? Tiberiu Constantin Botez mă numesc, reprezentantul Drum de Fier, Uniunea Teritorială Constanța. Mulțumesc. Păcere.